Let's go, let's go, let's go. Ia să vedem noua sesiune de Among Us. Boys, what? Deci începe. Neutral. Ok, am băgat o setare interesantă la lawyer. Acum o să știu rolul clientului meu. Deci eu am un client. Ah, Sinner și e jester, mama. Să vezi show ce facem. Să vezi show ce facem cu Sinner. Deci Sinner e jester și eu sunt clientul lui. Adică trebuie să mă asigur că Sinner este dat afară. Bun, 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 bun. Sinner nu știe că eu sunt eu sunt avocatul lui. Vreau să stau așa un pic la distanță. Ia. A tăiat luminile. Sinner nici nu vede, are ochelari. A, le-a făcut inginerul. Ce impostori avem, e întrebarea. Insanity. Bun, bun, bun. Ok. A plecat Sinner. Mamă, dacă îl omoară pe Sinner ar fi cel mai tragic event. Danny Den. Ok, ok. Unde e, mă, Sinner? Oh. E dispărut. Iar inginerul a făcut. Romania Chan, ok. Avem un membru nou. Nu mai joacă Silent de data trecută. Și joacă Romania Chan. Alături de Luca Luke și Rodby. Insanity. Ok, ok. Unde e, bă, Sinner? Nu-mi zic că a murit. Stai că nu vreau să fac tasks. Opa. Ne, nimeni. Andrista nu face nimic aici. Nu cred. Ok. Insanity. Lorna, te-am lăsat cu Insanity. Acum vin 2 secunde. Vin să vă prezint. Cred că Kilo e mai vechi. Pe platou. Ia zi. Iar la grumăzit, Jakey pe Insanity! Eu, boys! Unde mă eu? Nu e adevărat, te-am lăsat singur cu Insanity! Nu înțelegi nimic! Gata, îl crede, Jakey! Nu înțelegi nimic! Peren, peren! Hai zic, Lorna! Boys, vă rog frumos, am dat report! Deci, s-a dat reactorul, nu-mi să cred! Mă duc și eu jos acolo să verific la admin și Jakey, văd cum îl tai pe Insanity și cade corpul așa! O căzut pe la fără grumaz! Atât, Jakey! Ok, dar am o întrebare pentru Clorna, vă rog frumos. Clorna, stai puțin, Clorna, ai fost la storage în această rundă. Ce task ai făcut acolo? Benzolul, am sub benzolul, boys, ca musca cu completa aceea. Ok, vreau să zic, pe lângă Jakey, am văzut ceva destul de interesant care cred că o să ne ajute. Fix la dropship acolo, la spawn, sunt 99% sigur că Sinner a dat fake task. În dreapta la ce era acolo. Atât, e Sinner. Mi s-a părut mega dubios. Tot ce am văzut Sinner, e că Clona a rămas singur în spate cu Insanity. 2 secunde după a dat report. Cred că s-a panicat de la Jakey. E Clona. Nu a zapărat 3 cu Clona. Hai, hai, pierdeți meciul. Ok, ok. Eu am încredere în Clona. Bă, ce s-a întâmplat? Gata! Next game. De ce am câștigat? Primul short făcut. Ele cele mai bune meciuri de Among Us doar cu Aira Paine. Deci stai, mă, că eu nu înțeleg ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat? Deci Jakey... No. Jakey a fost evil guesser și a ghicit greșit. Păi da. Și era doar un singur killer. Și era un singur impostor. Am pus eu din greșeală. Bă... Nu mai suport, nu te mai suport. Bă, Sinere. Ce prinde grumaz, bă, ce greș. Cred că te votau, Sinere. Nu sunt sigur. Ia, sunt timpul... Ai, că sunt... Imposter cu Sami sau... Jocuri horror. God damn, brother. Bun, deci eu sunt vrăjitoare, adică o să vrăjesc un jucător. Gen Insanity, dar cred că trebuie să dau de 2 ori. Nu-mi dau seama exact ce se întâmplă. Și la meeting, la meeting o să... Ah, e interesant rolul ăsta de witch. În ideea că...
Mamă, nici nu știu să vă explic măcar. Ne uităm un pic aici. Deci eu tăguiesc niște jucători. Ok, ok. Hai să dau ăsta unde ne stacăm mai mulți. What? S-a mi-a dat vent? S-a mi-a impostor? Este chiar rost să tăguiesc mai mulți jucători? Mă, Sky nu cred că e... Dar de ce dădea Sammy event de față cu toată lumea? N-are sens. No, Sammy e spy, Sammy e spy. Cred că Sky e... Este așa, că dau pe Sammy tag. Nu cred că s-a pus, mă, aia toată chestia. Bă, cineva mi-a dat de ăla de medic. What? Snitch is alive. Cineva mi-a dat de ăla de medic. What? Am scut. Nu mă poate omoră nimeni acum. Ok, deci... Cred că am dat spell-ul ăsta pe două persoane. Nu v-am explicat ce face. Ei bine... eu dau un spell pe o persoană. Și la meeting, persoana respectivă o să aibă un semn pe ea. Și dacă nu se ghicește impostorul... persoana respectivă moare. Cam asta e toată chestia. Dar n-am dat kill deloc. Am dat numai cu spell-uri, știi? Bă, dar Danny Dandish vine prea dubios după mine. Asta e așa, că vreau să-l gătesc pe Danny Dan. Danny Dan vine mega sus după mine. Ok, Danny. M-ai urmărit prea mult. Ia. Pam, pam. Opa, Danny Dan este nocivan. Nu se poate. Ok, nociv. Ok. Mamă, și Sammy e blestemat. Dani e blestemat. Hai să blestemul. Vreți să vă zic eu cine e, Witch? Da. Hai să auzim. Ok, deci fii atent. Rafa a venit lângă mine și probabil el este o probabilitate să fie Witch și Clorna a mers cu nociv în, în specimen room. Uh-huh. Și vreau să zici unde l-ați găsit pe nociv, Andresita. Deci, eu eram acum acolo la decontamination și nici măcar nu se deschisese ușa și mi-a apărea butonul de report. Corect, am văzut și am văzut. Deci, aia lungă. Înseamnă că este Clorna, vă rog afară da. Clorna. Stai, păi, dar lasă-mă să vorbesc prima oară, nu? Ok, lasă vorbesc. Păi, bine, înainte de toate. Păi, să spun și eu, în Sami minte, eu am mers să-l dau spun ceva anul și am reușit. Ok, prins mincinoasă. Stai, păi, dar am terminat! Bă, dai, eu m-am dus cu nocivanu și am ieșit afară, nu, uitați cum sar pe mine! Clorna, da? Bun, nu deci ok, de e Clorna, frate, cu buca de muscă. Clorna cocon. Avem încredere în tine. Vreau să țineți mintea de Rocean, ai fost cu mine și te-am omorât jos, da, l-ați pe primoară. A stat foarte mult cu Clorna și mi-a făcut nimica, da, adevărat. Cine o sări pe mine primoară instant? Rafael o sări pe mine, nu mă uita, m-am dat afară. Stai să zic! Rafael e impostor că o sări pe mine instant! Rafa a venit lângă mine când a fost. Nu. Deci cu pădurea aia. Și ce-am făcut? N-ai 5 secunde, 5 secunde. Și ce-am făcut? 2 secunde. 1 secundă. Ce-am făcut? Wow. Măcar am eliminat impostorul fake. Bă, nu știu cine e Znichiu, aia e problema. Deci chiar nu-mi dau seama. Znichiu e dubios rău de tot. Că nu-mi dau seama cine e. Znichiu is alive. Actually, wait, chiar că știu cine e Znichiu. Cred că e Insanity. Bun. Sammy a murit. Și ca să-i fac voința lui Sammy, ce a spus Sammy înainte să moară? M-a sunat și mi-a spus așa. De ce trebuie să-l votăm runda asta? Pentru că nu a câștigat. Bă, dacă continuăm. Eu nu înțeleg exact ce a vrut să spună Sammy, că nici n-a apucat să vorbească, adică am fost cu el la... A spus că ai fost aproape de el și ești o posibilitate de a fi Witch. Păi și e o posibilitate, de ce să-l votăm că mai suntem 8? N-are sens. Nu vrea Rafa să zic episodul. Bă, ba da, eu înțeleg ce zice Sammy, dar nu are dovadă, ce am fost lângă el, ok, și s-a întâmplat. Asta-i, adică... cum a murit Sammy? Păi era a murit că a fost cu Witch-ul. A fost tăguit de Witch. Deci părerea mea e că n-ar trebui să votăm runda asta pentru că e posibil să dăm miss, Rodby.
pentru că s-a tipat foarte mult, voiam să vă zic, să nu uitați ce a spus Sami, că Rafa da, a fost nu uităm, aia nu e problemă, dar n-ar trebui să votăm. Că s-a urlat, zici safe. Că eram pe stadion. Nu uităm! Dăm skip? Da. Deci are... Rugby, da? Eu sunt okay. Are dreptate Rugby, dar... Votați Rugby primar. Nu poți zici să votezi așa random, că dacă nu eram eu, de exemplu, riscau tot meciul efectiv, mă dădeau afară pe mine, mai rămâneau doi impostori și era over. Înțelegi? Rodby trebuie... Cred că Sinner trebuie tăguit și cu Rodby, cred că aia e chestia. Tăguitul ăsta nu merge de ușor, pentru că trebuie să dau de două ori spell-ul pe persoană, nu trebuie să dau o singură dată. Aia e șmecheria. Da, vedem ce iese. Trebuie să facă și Sky acolo câte ceva. Bă, dar nu știu cine e impostorul, că toată lumea... Efectiv, toată lumea face... Opa. Ia că J.K. nu mai face nimic, ești nebun? What? Unde s-a dus, mă, J.K.? S-a teleportat, what? Ok. Damn, bro. Trebuie să închid asta aici, să dau un vent, sincer. L-a găsit! Rafael a trecut pe lângă corp și a dat report. Stați un pic, până să nu zică nimeni nimic. Cine era... Cine a intrat acum acolo, gen, în office, din partea dreaptă? Și acum era în drum spre admin. Era acum, secunda asta. Acum, secunda asta, cine a intrat? Da, eu. Nu o să zică nimeni, Andresita. Eu cine? Nu eu, mă. Eu am cine? Am zis troll. Dar nu o să zică nimeni, Andresita. De ce n-ai dat raport, Rafaele? Păi nici nu m-ai lăsat să-mi fac talentul. Am văzut de care talentul? Am văzut corpul la electrical și eram curios să văd dacă e fresh sau nu, gen dacă e cineva înăuntru la security. Abia ce am intrat în electrical și a dat report. Aia e toată chestia. Aha. Și nu știu dacă adică nu o să zică nimeni acum, bă, e cineva în electric sau în security. Habar n-avem. Da, eu n-am întrebat că era un buddy acolo, că eu nu eram, eu eram la buton. Dar și am văzut tu, Andresita? A trecut cineva pe lângă mine și eram curioasă cine. Păi n-am văzut că eram la buton și eram cu ăla deschis și am văzut că a trecut cineva și eram curioasă cine este. Da, ținând cont că nimeni nu vrea să zică că a trecut pe lângă mine, trecem peste, nu pot să vă auci pentru nimeni atunci. Și vreau să zic așa, a murit Rodby, tot a trecut, a zis că e Rafa... Sam mi-a zis că e Rafa, nu știu ce să zic, eu aș merge pe Rafa tura asta, vă zic sincer. Ok, puteți să mă votați, dar e un risc, în caz că nu sunt eu. Ok. What? Bă, am fost prea sus, bă, n-am avut ce să fac. M-au sasuit băieții. N-am avut ce să fac. S-a prins Sami acolo că l-am tăguit. Hai să vedem dacă mai faceți Sky ceva. S-a prins Sami că l-am tăguit acolo, aia a fost toată problema. Vezi, pentru că n-am mai jucat de mult timp pe Witch, trebuie să tăguiești de două ori cu spell-ul. Și e un pic dificil. Ia mă, ce să mai vorbește și acum? Respect. Ok, vreau să vă zic cine este și celălalt impostor. Este Andresita. Este G.A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 .
eu am un rol care atunci când îmi termin toate task-urile și apăs pe tab, mi-apare cu negru pe hartă cine e impostorul. De asta am și întrebat trecută. Dar nu știi cine a ieșit și a intrat înăuntru? Păi vreți să zic eu cine a fost ăla de aici? Era, păi nu, eu nu am ieșit, eu nu am ieșit afară. Păi nu, erai cu mine la buton și eram doar noi doi la buton. Și mi-apărea omulețul negru acolo și... Păi nu, apare nu. Hata, am văzut greșit, Andrei Sta. Apare inclusiv de ăla de jos de acolo, pe coridor. Dar de cine a ieșit și a intrat de două ori? Păi nu, tu erai acolo cu mine. Andrei Sta, actually, impostor, zici. Na, eu... Votați-mă, votați-mă. Dacă nu e Jakey, mă puteți vota... Nu, nu Jakey, GH, Sky, nu știu... Andresit al treilea impostor. Da, Sky nici nu s-a deghizat în nimeni. Bravo. De ce nu s-a deghizat în nimeni, Sky? E Jakey, e Sky era morphling. Bă, e problemă cu Zniciu, mă, că nu-l vezi. Deci nu vezi cine e Znici. Aia e problema. Adică e efectiv cel mai insane rol ever. Nu știi cine e Znici. Adică văd Znici is alive, dar nu mi-arată cine e.
Mi-e un pic ciudat. Hai să tem luminile. Închidem office-ul. Na, Sky trebuie să deghizeze în altcineva și să o omoare. Nu prea o omoră bine acolo, dar... Ce-ai făcut, Sky? No! Bă, o da Jakey, atent, o da Jakey kill, mă. Bă, o da Jakey kill. Era România așa lângă mine, mai cum. Bă, România așa, ce că a fost Jakey? Bă, da, a fost Jakey, uite, zice da. E Jakey, pentru că... Cum ai eu? E Jakey. Am ieșit din cameră, era întuneric, după am uitat de ea în cameră și era moartă adresită. Legit, sane din asta creadă. Era Jakey lângă ea. Legit. Dacă e Jakey, da chiar. E Jakey, frate. Wow, sane din chiar a crezut. Eu eram lângă tine. Verde. Buton. El nu s-a mișcat deloc de la buton. Bă, de acolo. Eu am fost, m-am mișcat, eram lângă tine. Ce era buton? Sky, negru era, Sky. Am terminat task-urile, ce vrei să fac? Gata, mori! Te-am văzut! Doamne! Bă, ce... Da, mă, nici ăla ne strică meciul. Da, a fost Jakey, frate. Deci dacă nu era Jakey, mergeam. Am găsit-o, citește numele, te rog. Știi că eram avocatul tău, nu? Eu de-aia m-am strâmbut cu tine. Ca să și după aia am tot semnată cu Jakey. Bă, Dani, erai ca în sas. Păi eram că mă țineam după tine la mod, uite, sunt al tău, nu știu că ești impostor. Să rii două shorts-uri pe seara asta. Noi, mele! Noi, ascultați-mă un pic. Ascultați-mă un pic. Trebuie să facem ceva cu Zniciu, că nu vezi cine e. Rafa, un bug. Nu ți apare cine e impostorul până nu trimit toate task-urile, ceea ce mi se pare foarte mult. Adică eu abia după ce am terminat tot, am văzut unde sunteți voi pe hartă. E ok, asta părea mea. Adică putea, până la urmă, gândește că mai trebuiau câteva secunde ca să mai facă încă un kill să câștige meciul. Adică eu vedeam, bă, Zniciu aproape termină task-urile, dar nu știi cine e. Toată lumea face task-uri, aia e problema. Ok, lăsăm așa. Bun, începem pe airship, viteză de movement mai mare. Hai. Good luck. Let's go. Good luck, my boy. Good luck. Let's go. Ia. Pic și impostor în seara asta. Nu mai pic. Ia să vedem pe airship ce se întâmplă. Ce se întâmplă pe airship? Rămâne pe airship, cam aia e ideea. Oh, spion. Pot să dau vent și pot să păcălesc impostorii, că sunt unul dintre impostori. Deci eu mai am doi colegi, trebuie să mă asigur că îi văd pe băieții aceia, că îi văd cum au dat kill sau așa mai departe. Iar ei nu știu dacă eu sunt crewmate sau nu. Pentru ei eu sunt impostor. Bun. Nu prea vreau să fac task-uri așa din prima. Ne uităm un pic pe camere. Luca, Lorna. Poate prindem ceva, că lumea nu e obișnuită cu harta asta. Poate îi dă cineva o bucată lui Clorna. Dar Eden cu Clorna chiar pare că fac task-uri. Ia. Da, chiar pare că fac task-uri. Opa? Nu, ăștia sunt în viață. Bun, voi pleca de aici. Eu am viziune foarte mare. Hai să facem luminile. What? Ia zi fratele meu verde, Jakey! Voi să dai cuțitul, Sami? N-o să zic că s-a transformat Sinner în Insanity. Ia spune repede ce ești tu. Sunt un ceva, nu pot. Sinner s-a transformat în Insanity. Cu Sinner mor, bro. Ce mă? Sinner sau Jakey, nu e. Sinner sau Insanity e impostor. Zici tu? Am mai intrat de față cu cineva, nu mai știu. Boys, am o informație interesantă. Jocuri horror. N-am ieșit din vent când erai lângă mine, sus. Ok, nu ideea. Nu am văzut. Doar de Andresit am dat. Ai venit foarte suspect după mine, totuși într-adevăr m-ai lăsat. Haideți să vă zic ceva interesant. Am mai intrat și cu jocuri. Ia Rafa. Nu mai contează că a murit Sinner și Nocivanu. Deci eu eram la lumini, făceam luminile și a venit lângă mine Sinner care s-a transformat în Insanity. Sau invers, ceva de genul. What? Deci s-a transformat la loc. Geni s-a dus morphling-ul. Ha, mă lăsați. Ori Sinner ori Insanity. Deci Sinner s-a transformat în Insanity? Insanity, tu ești? Da. Atunci, nu. Da, era. Am dat stop instant. Ce bine gestor, l-am urmărat. Mi-e rău. S-a omorât? S-a prins Robby că sunt spy. Da, a zis-o bine, Că Jakey m-a întrebat ce rol sunt. Da. Eu zic să-l scoatem pe Jakey afară pentru că l-a văzut Luca și după aia mergem și îi dăm capacul lui Insanity. Bun. Ia atent. Nice. Sună bine. Ok. O să vă zic gândirea mea. M-am picat două. O să vă zic gândirea mea. Rocean.
Wow. Bă, o să vă zic gândirea mea și de ce am meritat să mor. La asta a fost. Toată lumea l-a votat pe Jakey. Păi nu-i bine. Nu știu ce rol avea Jakey. Ba da, ba da, ba da. Cred că nu știu. Bun, bun. Bun, fiți atenți. Deci gândirea mea a fost în felul următor. Știam că sunt spy și că impostorii o să-și dea seama că, bă, eu chiar sunt spy. Dar în același timp am zis să folosesc oportunitatea pentru că Insanity a venit lângă mine și și-a scos morphling-ul pentru că el credea că sunt impostor. Insanity nu știa că eu sunt spy. Aia e toată chestia. Insanity a avut încredere în mine. Deci eu practic mi-am atins rolul. Mi-am atins scopul ca și spy. Eu nu puteam să-l omor pe Insanity. Știi ce zic? Deci, din perspectiva mea, rolul meu și-a îndeplinit cerințele. Că de-aia ești spy. Impostorul a avut încredere în mine și a scos transformarea și după aia l-am dat în gât că, bă, nu eram eu. Mamă, ce e aici? Acum ar trebui să se prindă Sammy destul de lejer că e că Insanity. Decât dacă îl omoară pe Sammy. Deși Sammy e șerif, asta vreau să văd, că sunt super curios. Luca e vultur, vrea să mănânce. El o să-l omoare Insanity. Ah, vor să facă echipă să câștige. Gata, e over. E over, wow. Wow, l-a omorât Sammy. Bă, Robby, ce ai făcut fratele meu? Robby e killer. Hopa. Am văzut pe camere. Deci fii atent. Ia uzi. Deci nu, ascult, nu, stai puțin să-ți explic, Rocean. Deci fii atent. Ascultă-mă puțin. Deci, Robby este impostor pentru că eu l-am omorât pe Q-Sanity, gen, care eu sunt un rol de la mai jmecher, înțelegi? Îl votăm pe Robby că el a făcut mamă, un că se prinde Robby. Deci eu sunt singurul care are oportunitatea. Stai. Eu l-am omorât pe Insanity pentru că eu sunt șerif, gen, înțelegi? Înțelegi? Ar trebui să fie obvious cine. O să-l votez pe Robby? De ce pe mine? Corect. Că mi-e frică. Corect. Nu cred că e Clorna din păi, nou. Dar ce rol ai? Stai că am uitat. Ăla care vede cu lumina prin holuri. Bă, nu-i zi rolul! Trăiască, lumina prin holuri. Dar de ce ai zis? Nu mai zi, Rocean nu știe să joace încă că abia a venit. Deci eu nu știu ce s-a întâmplat, fiți atenți. Deci pe filmarea mea era așa. Cum ați murit atâția acolo? Era așa, Luca. Deci, eu eram vultur, da? Mai trebuiau 3 corpuri. Văd că s-a făcut double kill. Eram, mamă, să vezi festino acum. Mă duc să-i mănânc. Andresita cu Insanity amândoi stăteau pe corpuri, dar nu le dădea nimeni report. Și am dus și am început să mănânc acolo lângă ei. Bă, dar nu vă mai ziceți, vă rog, rolurile, bro. Eu mi-am zis pentru că știam că e ok, ok. N-aș știu, Rocean, dar acum am învățat. Da, ok, ok. Da-ți join. Eu credeam că eu l-am omorât pe Insanity. Insanity. Deci toată lumea s-a omorât pe toată lumea. Rafaele, ce erai, Spion? Era în Spion, dacă ai avut încredere în mine și ți-ai scos ăla. Insanity, eram avocatul tău și m-ai omorât în prima secundă. Da, două să știu, mă, eu. Când l-am auzit pe Rafa, i-ai strigat de episod ceva și l-am văzut cu Roșa, Insanity, Spion, afară. Ia, mă, ia. Impostorul într-o rom. Hai, că asta e clasică, harta asta, n-ai cum să nu-ți placă. Cu Clornis. Vrăjitoare, ok. Deci eu tăguiesc playeri. Băi, adoră când sunt vrăjitoare. Bun. Ok. Ia să vedem. Ce se poate întâmpla? L-a reparat deja. Ia. E noi, băi, e noi, mă, galbenă. Ce, bă? Noima galbenă. Ce? Iar e Glorna? E noima galbenă. E Glorna. Glorna. Cum se cheamă, măi, măi? E Glorna, mă. Păi de ce e Glorna? What? De ce? L-a omorât și n-a dat report, uite-a la el. Fix pe noi, și l-a omorât? Era cu tine acolo, adică eram amândoi, cum a murit? Da, 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 da. Păi stai, ce? Da. Stai. Păi zi. Seamă, nu, zi. Iar în Glorna. Nu înțeleg ce sunt. Eu cred pe Glorna. Mă jur că nu înțeleg ce sunt dat acolo, jur. Eu eram în cafeteria. Se vede și pe banner. La Orange l-a omorât. Eu eram tot camera. Cum l-a omorât? Asta-i faza. Pe banner, auzi-l pe ăla. Era în cafeteria. Chiar nu înțeleg, deci chiar nu înțeleg. Și v-am văzut pe amândoi acolo, dar ideea e că poate să fi fost un orloc care a pus pe el și... E posibil, e posibil.
Adică nu zi-mă, Clorna, ești tu? Nu și eu, man, nu și eu, nu înțelegi! Zici ce ai făcut tu, Clorna, zici ce ai făcut tu. Dar bă, fii atent, eram lower engine și eram eu și Insanity și vine cineva de sus și l-am văzut amândoi că vine de sus, dar Nocivan a murit. Deci eram acolo, era, nu, era Jakey. E posibil și eram toți acolo și, nu, cum să fiu eu? Cum să fac eu între Insanity? Bă, fix pe Nociv! Nu mai bine luăm în considerare. Ar fi putut să fie cineva Warlock care a pus pe el și gen am Warlock vampir. Bă, țineți-l pe carnețel. Da, e over cu Clorna. Da, skip-o că nu-i. Mai sunt care îți dea skip. Ia mă credere că nu e Clorna. Data trecută când l-am dat afară, l-am luat așa ușor, nu din prima, că e urât așa. E Clorna. E over. Tipă un pic, tipă un pic. Ați dat pe ma boy afară. Noi ma galbenă. Bă, eu m-am luat după Insanity, îmi pare rău. Nu pot să cred. La faza asta. Bă, e over, Meciu. I am so sorry, guys. It is so over. It is so over. Meciul ăsta e atât de over încât nu vă vine să credeți. Solo versus atâția ca și imposter. Pretty weird. Dar uităm în continuare. No problemo, vreau să speluiesc mulți jucători. Ok. Ia. Yeah. M-am vrut să tai lumina. Ok, regele. Ok. Znich is alive. Deci îmi resetează și vraja. Dăm la reactor. Insanity la medbay, la ușa acolo. Vreau să rămână încuiat. Trebuie să rămână încuiată situația. Ok. Ia. Yeah. Deci am o informație foarte importantă pentru dumneavoastră. Informația. Ok, ok. Informația-ne. Deci, am vrut să văd dacă îl prind cu killer, dar nu l-am prins, din păcate. Tinerie blestemată. Ok, ok, fiți atenți aici. Băi, Luca, Luca. Ok. Ascultați-mă puțin. E Luca, Luca. Am fost singur cu jocuri horror. Deci dă vina pe mine. Deci am fost singur cu jocuri horror și l-am văzut când a ieșit din transformare. Nu mai știu cine era. Dar era cineva și după aia a devenit Joker horror. E optimul Prime. Nu e. Transformat. Nu e. Masca aia era... toată tura asta cu mine. Am vrut să te mor, dar în regulă. Bă, hai să vă zic o chestie. Sami a stat numai cu mine, deci nu are cum să fie lui. Stai, am trebuit să tu ai încredere de mine, ok. Stai, eu am încredere de tine. O să mă folosesc de tine apoi. Ascultați-mă. Bă, faza e că e un vultur care a mâncat corpurile. Eu zic să văzut pe omul ăsta cum s-a transformat. Eu zic să nu-l ascultăm. Minte, deci el a fost transformat. Pot să vă zic cu cine a stat meciul ăsta? E Luca Luc. Vreți să vă zic? E Luca Luc. Luca Luc. Să spargă monitorul. Să spargă monitorul pentru content. Singura persoană pe care a stat meciul ăsta. E Luca Luc. E Luca Luc. Ei, no way, e Luca Luc. Imaginează-ți titlul dacă sparge. Am început și nu-l scoateți. Bă, imagine. Dar nu, Luca a stat cu mine toată tura. Dacă nu-l votați, imaginați cum o să mor. Unde a stat cu tine? A stat cu mine toată tura. Bă, dacă zic la voi, Doamne ferește. Luca Luc. Nu pot să cred ce a fost în situație. Hey, no, bro. Damn. What? Andrei, stai și ai impostor că l-a apărat pe Sky. Hai că avem să trollăm, nu e problemă. Fii atent, avem un vultur în match și e super nasol pentru el, pentru că eu omor fără să fac kill. Adică nu o să mai fie niciun corp. Deci vulturul e efectiv GG, no re, brother. Bun, hai să plecăm de aici. Ne plimbăm puțin așa. Ne ducem și noi facem un tascărino. Bam, bam, bam. Nu pot să-i dau lui jocuri horror. O fi lawyerul meu jocuri horror? Habar n-am, ar fi destul de troll. O să-l las în viață pe jocuri horror. Nu-l omor. Poate e lawyerul meu și vrea să mă ajute.
Ia, că l-am tăguit pe Rodby. Ok. Bun. Hai să mai închidem și noi câteva chestiuni pe aici. Așteptăm să facem spell-ul ăla, că n-are rost să dau kill. Și nu ne uităm că nu ne scade cooldown-ul. Am un communication așa la mișto. Mamă, dar n-am spell-ul ca să dau. Trebuie să mai aștept un pic, cred. Mă, Sammy stă sus. Ia. Ia zi, fratelo! Ia zi, frate! Ia zi, frate! Ce ai văzut, J.K.? Hai, că suntem blestemați, fii atent. Eu vreau să zic o chestie. Atât vreau să zic. Una, o singură chestie. Rafa e. Și eu de ce e Rafa? Pentru că sunt zici. Și eu cred că e Rafa pentru că s-a pe Rodby. Bă, eu cred că eu sunt pentru că Luca... L-am urmărit hai, foarte mult și pot să vă garantez că el e. Că deci garantez. M-am uitat și eu pe camere, într-adevăr, a stat mult după el. Rafa nu este, frate. Pentru că am stat cu el și mă blestema de mult. Iată, vreau să zic că... Ai cu Rafa? Vreau să zic că adică... Ce puls are acum? Are J.K. că 200 pulsul. Păi dacă mă urmărea... Îi bate lui J.K. inima ca la pui. Efectiv, nu se mai dă o dată. Poate să fie JK. Poate JK sau Rafa. E JK. Eu merg pe mâna lui JK, că e Rafa, că... Mergi pe mâna lui JK. Andrei, tu ai încredere în mine, e JK. Am. Era Rafa. Eram votat pe Rafa deja, îmi pare rău. Eram mega speriat. Ce sunt eu? Danny Dan, e JK, crede-mă. Da? Serios. Da. Ok. JK, n-am vrut să te omor acolo. Erai efectiv... Gen, ai stat lângă mine și apoi ai plecat, îți dai în kill de mult dacă era cazul. Mă, Rafa, eu cred că o să iasă la putura să vezi ca lui Biușel. Ideea e că am stat la distanță de tine cât să nu dai kill, că te vedeam efectiv pe radar. Dă-i Rafa pe Jakey, că el e. Da, bă, da, dăm pe Jakey, că el e. Aveți mare grijă la Jakey. Aveți grijă la Jakey. Mare Rodby. Bă, dar de fapt e Rafa, mă. Au trollat. Și care e faza? A fost troll rău de tot acolo cu Rodby, că eu nu i-am dat... Când am fost aici cu Rodby, eu nu i-am dat vrajă. Dar Sami a stat lângă noi și a crezut că i-am dat lui Rodby vrajă aia. Hai, stai tascurile măcar. Nu i-am dat. Pune de pe muncă, rog. Nu trebuie să-i zici că voiam să mă... Ia bă, că mă duc să-i tai o gâdleaja lui J.K. Unde ești, mă? Sky, unde ești? Vino-mi cu Sky. What? Ce avea de acum show? Rafa? Bro, m-ați prins, bă! Mă pun pe spate, bă, Rafa spune. Atent, stai un pic, Sami, până așa. Bă, nu, vreau să-i zic lui Sky. Sky, te rog eu frumos, ne-am prins că ești jester, bro, ok? Eu? Am înțeles. Haideți să-l scoatem pe domnul Rândunel afară. Stai un pic, trebuie să explice Dani de ea. Bine, okay. Eram și eu frumos acolo la admin ca băiatul. Am zis, gata, mi-am terminat task-ul, le aduc și eu așa, sunt ce trebuie, ok. Stăteam acolo, o milisecundă am închis. I-a băgat Rafa cuțitul lui Jakey și sunt două probabilități. What? Ori, stați așa, nu, dați-mă vot. Ascultați, ori Rafa să fie șerif sau celălalt rol tip, dacă își fac cu el. Dani, te rog, îți folosești prea mult creierul. Bă, okay, să știți că e o probabilitate. Păi e logic, eu am fost. Păi cum să... ce? Bro, jocuri horror este jester. Este aia ta, ok, este amestecat. Dar ce face cu Rafa? E tip, e șerif sau impostor? Rafa este mârlămoi. Aia știu. Vreau să știu ce a votat Sky. Pe mine. Hai să votăm Sky atunci. Nu fie. Dar Rafa, sunt curios ce a fost în capul tău. Mergi pe una mea, Dani. Bă, dar ai dat kill fix în fața mea, adică... Nu știu. Doamne. Poate rău. Nu vreau să facă Sky win ca jester. Ia. Sunteți prea proști. Bă, ia. Ia, fuck, mă. Bă, nu înțeleg, Rafa, n-a fost faza. Era planul perfect, m-ați dat pe mine afară, eu n-aveam nicio treabă. Clorna! Dacă nu mă scoteați pe mine, măcar n-am lăsat. Băi, stai, și de ce a apărut difuz? Boys, noapte bună! Săracul Clorna, bă! Pentru că tu ești vultur, Sami. Ah, da, mă, eu eram... A uitat, Sami, că nu înțelegeam ce m-a enervat, mă. Deci, Rafaele, ai avut un ghinion aici imens, pentru că eu eram tif, l-am văzut pe Insanity ieșind din vent și l-am dat așa, am zis, bă, ori inginer, ori impostor, am zis, dacă l-omor eu ca tif și fur rolul, după aia mă dau șerif. Da. Și după aia, de fapt, o crezut lumea că e Clorna, că eu m-am omorât pe mine lângă. Da. Și tot fost la ghinion pur. Adică a fost unlucky, că a rămas doar eu. Roommate Arena.
Șerif și am un deputy, am mic ajutor, gen. Care e micul ajutor? Este... What, nu e nimeni? Poate îmi zice după primul meeting? N-am idee. Dar n-am idee exact. Mă, deja a murit cineva. Clasicul meci. Clorna? Iar? Bă, ce e? Clorna? Iar? E Clorna? Nu e, nu vreau să meargă Clorna la culcare. Bă, măi, mă, bărbou, să nu mă fă! Lasă-mi coace! Nu zi eu, l-au mușcat-i vampir sau... Bă, și eu am văzut. Săracul Clorna. Eram în Clorna, nu cred că era el, n-aveam mai zic, că eram efectiv în el, gen. Că m-am bună, nu, eu nu vreau să-l votez pe Clorna. Cine a plecat de acolo? Cine a plecat de acolo? Doar că poate e vampir. Era cineva portocaliu. Rodby, Rodby e singurul care s-a dus în față. Portocaliu e și Luca și Insta Intri. Dar cred că Clorna am văzut că s-a dus direct. Da, boys. Boys? A fost vampir, a murit, literalmente a murit. A murit. Deci nu e ceva, okay. L-a mușcat și a murit pe câteva secunde. Eu eram în zona story și cineva a fugit. Un vampir, boys. Bă, dar vampirul la început nu putea să moare pe oricine, oricum. Da, nu, are vampirul cooldown-ul mic. Adică cred că degeaba facem teorii. Tu ai fost noi, mă. Ok. Noi, sau e Clorna, iarăși, aia e. Clorna. Eu cred că e Luca Lucru stat în spate deci, și s-a uitat la tot. Clorna a jucat iar impostor. M-am uitat la film eu. E imposibil, Clorna. Noi, mă. Bă, dar nu știu, bă, 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 sper că l-ați votat pe Clorna. Toată lumea pe Clorna, sper că l-ați votat. Vă rog, un skip să faci o câteva chile, vă rog. Bă, frate, cum? Chile, bă, faza e că eu nu am un mic ajutor, nu știu de ce, înseamnă că nu pică mereu, că i-am pus 100% șansă la deputy, gen să fie ajutorul șerifului. Să-i dau bucata lui Clorna? Ce ziceți? Abar n-am, sincer. Îl mai lăsăm un pic pe Clorna, dacă pică iar vinovat, îi dăm bucata. Gen, îi dăm bucata. Până atunci ne plimbăm pe hartă, șerif, stăm pe spate, Luca Luc pare că face task acolo, Sinar analizează ceva aici. Da, Sinar a stat dubios acolo, de ce? Da. Sinar e sus, Clorna the fake task, ok. Luca Luc, fii atent cum s-a speriat Luca Luc când m-a văzut. What? Jakey se sperie rău de tot de mine, gen. Ok. Yeah. Bă, Insanity. Nu, ia zi, boss! A fost double kill? Să mă aștept. O secundă a fost double kill? Să mă aștept, nu pot să cred. Nu a fost double kill, nu. Era aici nociv, mort în dreapta, doar că mie mi se pare ciudat o chestie. Am făcut cu Insanity un task și a ieșit din vent după și el n-a făcut al doilea task care era task-ul recurent. Eu pot să-i dau vouch. N-am avut chef de el. Am fost cu el acum. Dar ce, despre ce task vorbesc, Insanity? Unde ați fost voi doi? Ce unde ați fost? Despre ce task vorbesc? Camere, ia stai puțin, despre ce task vorbesc, Insanity? De la communication de sus, nu? Păi și ce task e ăla? Nu știu, l-am văzut și nu mai avut chef să-l fac și am plecat. Ia vreau să da, fac nu știu, mi se cine, pare. Era cine era de contamination-ul masa de sus? Mare. Cine era de contamination-ul adică de sus? Da, dreapta sus de contamination. Era cineva la specimen gen sus acolo ăla de contamination. Cine era ăla? Nu știu. Nu o să zic că pentru că ăla era impostorul. Păi unde a fost găsit cadavru? Hai să luăm de eliminare. Păi nu, pentru că Andresita a murit acolo, că Andresita s-a dus în dreapta și cineva s-a dus cu ea. Și după Andresita e clar moartă. Bă, eu cu Luca ne-am văzut, era Insanity, nu? Da, eu eram cu Insanity la communication, Sam era cu Insanity, eu eram cu Rodby în stânga sus, cine mai rămâne? Ha, bă, Rafa, afară. Ha, bă, Rafa, afară. L-am văzut pe Rafa jos în stânga. Nu mai știu unde era Rafa. Nu, eu am o suspiciune, Clorna. O să zic Rodby, eu am încredere în tine ca de ca în ochii din cap. Eu în tine, frate, că erai dacă cu mine aici și nu m-am chinuit cu tine. Deci dacă e Luca cu Rodby, da? Deci Rodby, dacă faci vreo fază, spar monitorul. Ascultă-mă pe mine. Da, bă, ok. Ai mai zis că îl spargi o dată. Bă, eu am încredere în Q-Sanity, mă, atâta tot. Câte monitoare crezi că am Rafa? Hai să-mi fratele. Am fost votat. Eu te-am votat, Rafa, la mișto. Ok, Rodby. Ok, Rodby, nu mai am încredere. Adevărata față, gen. Să ne gândim, n-avem neapărat un suspect un pic de tot Insanity, l-au mai suspectat și în prima rundă. Clorna, dar n-am mai auzit nimic de el. Deci, avem așa niște idei. Rocean nu înțeleg ce face acolo. Jake a stat suspect lângă mine. Clorna.
Opa. Bine mâini, Sanici! Deci, bravo. Sinner a murit în laboratory. Ok. Laborator. Unde e aia? Cred că dreapta sus. A, sus. Cred că a murit de la o vrajă ceva sau... Cine era lângă el? Era... Erau mulți oameni. Eram fix lângă el. Fix lângă el eram. Avem vampir acest meci, vă eram zic cam eu. Toți. Da. Vampir. Okay. Pentru că eu am încredere în Clorna de la început. Dar și s-a murit cred... și la început de la vampir, asta, nu? Da, exact, da, de acolo. Adică oricum știm că avem vampir. Da. Ok, bun, eu zic să-l scoatem pe Rodigen. Cum? O mine, random, așa, iar am început iar. Ok, Rodby, salut. Nu, că l-a votat pictura dreptă pe Rafagen. A, da, și asta e... E momentul. Nu, glumesc. Nu, glumeam. Așa, Zirafa unde s-a găsit. Nu, da, în laborator, dar nu știm că a fost mușcat și habar n-avem de cine. Deci stați la distanță. Bă, ce-a făcut Rorbi? Puneți bă ustroi. 2 metri distanță. Ustroi, face ceva. Să zic o singură chestie. Stați departe de Sky, atât vă zic. Departe de Sky. De ce? De ce? Vreau să aud de ce. Atât. Care este motivul? Care este motivul? Voi stați și lângă Sinner și acum Sinner e mort. Atât am de zis. Ok, Sky. A fost tot. Mă duc eu. Doar stați cu echipele atât. Nu. Mă duc eu să stau cu Sky, bro. Bine, haide. Hai, Sammy, te accept. Dacă mor, știm cine. Eu stau okay. Cu Rodby. Dacă moare Sami, știm că e Sami. Are sens să băgăm un double kill. Acum... Hai, Rodby, zic să băgăm un double cheese, ce zici? A picat vina pe Sky. În fiecare rundă pică vina pe altcineva. Cam asta e chestia. Îi dăm bucata lui Sky? Sau ne minte Jakey? Cred că îi dau bucata lui Sky, boys. Riscăm totul sau nimic, efectiv. Ia de că îi dau bucata lui Sky acum, să vedem ce se întâmplă aia. I-a plecat grumazul! Ioi, mă! Ioi, The Sky! Deci ce asta mai zic? Unde kilo? Unde kilo? Rodby cu Clorna erau cu mine în dreapta da. Sus. Ioi, The Sky! Nu, stai puțin, vreau să-mi explici de la pagin. Tu ai făcut kilo acolo sau ce s-a întâmplat? Da. Ok, bun. No, ok, ba... deci nu, liniște. Nu mai ziceți nimic. Liștine. Da, continuă. Nu mai ziceți nimic. Păi ce să mai zic? Ia-mi tăia grumazul lui Sky. Ok. Mamă, e gesture, Rafa. E gesture, da. Nu sunt gesture, că Sam era lângă mine și l-am omorât. Dar n-are că să fie Rafa. Rafa, unde e mort? Unde e mort? Ideea e că v-am făcut un favor și am salvat echipa. Bine, direct gestere. Sami, unde kill-ul? De ce l-ai omorât pe Skype? Băi, eu vreau să stau, deci literă de voiam să stau cu Skype. Ascultați-mă, Rafa e gestere și Sami e lor. Okay. Nu, bro. E lor, meu, Sami. Convinge-i, Sami. Cum? Bun. Nu pot. Pentru că era sus Skype. Bă, la troll așa. Bă, hai să-l dăm pe Sami. Bro, nu dăm pe nimeni afară. Eu n-am zis să-l dăm pe nimeni afară, frate. Eu n-am zis nici să-l votăm pe Rafa. Eu n-am zis să-l dăm pe Rafa. Nu, kill-ul era... Bă, mie nu-mi place că Clorna nu mai țipă și tu cu țipă ceva. Clorna, hai să spunem, în primul rând eu n-am fost explicat în ultimele două runde pentru că am murit ca o moi, mă, și pe lângă asta eu îți casi cum n-aș face, dau de kill-ul! Da, bun, fii atent, kill-ul e lângă communication, am mers toți trei, eu Sami și Sky. Skip. Apeși tab și te uiți la communication. Eu cu Rodby și Clorna suntem safe, în dreapta sus era. Skip. Tu cu cine și cu cine? Rodby și Clorna. Păi s-a făcut un kill. Bă, ideea e că nu știm dacă era Sky sau nu. Sky putea să fie jester, putea să fie thief sau putea să fie lawyer. Oricare din astea trei putea să fie omor de către șerif, nu neapărat impostor. Deci momentan tot nu știm, dar l-am nimerit bine că dacă era crewmate, muream eu. Ca idee. Deci am salvat echipa. Noi, mă. Mă, ce are monociv? Nu știu dacă Sami vrea să-mi facă felul. Hai să mergem cu Rodbia. Rodbițu, Sami stă după mine, eu stau cu Rodby. Ia. Opa! Fugind de Sami. N-am fugit de Sami. Ai specimen că și-am task. Măi, e Sami sau nu? Aia e întrebarea. Ok. Aici de-n kill? Nu cred că e Rodby. Să fie Sami-o?
L-am omorat de mult dacă era el. Luca, Luca. Mamă, ce e mai aici, frate? Bă, de ce stă, bă, Sam? E lawyer-ul meu, cred. Sau? Hopa? Jake? Ia, ia. Sammy l-a omorât. Okay. Sammy e mort. Sammy a murit și el. Ah, ok. Ok. Ok, primul rând vreau să spun... Nu zici nimic tu, Clorna. E bine, foarte bine atunci! Deci fii atent, noi am fost în office, eu, Rodby, Luca, Sammy... Luca, Sammy... Deci cineva i-a dat... Deci l-a mușcat un vampir. Da, și știu cine e. Cine? Cine? Luca. Cine? E de la tipul ăsta, spectacol. Luca, Luca stă cu mine tot timpul. Poate să multe porci cineva. Luca, Luca adică... e fratele meu, deci nu... Luca sau Rodby, cred. Da, hai să n-am mai fost nimic în office, Luca e fratele meu. Luca, Luca la începutul rundei, când a murit atunci la început, el a venit până la electrică, ca și când a mușcat pe cineva la prima rundă și a mers înapoi și o sta veghe. O sta veghe și a murit. Și nu e normal să stai veghe, adică orice crumă e. Bine, dar știu, dar asta mi se pare mie ciudată, că nu poate să spune. Insanity. Insanity, zici tu ceva, zici tu ceva. Hai să-mi trăiești. Zici, ai văzut ce ai făcut. Dar și voi schimb să câștigăm. Nimic. Insanity, n-ai văzut nimic. Prima eu sunt dreapta sus, mai am un tas. Eu zic că e din Clorna și Rafa pentru că nu-l suspectez pe Rodby și eram patru acolo, da, nu? Da, și eu la fel, la Luca e fratele meu. Da, e ok, zi Luca, pe cine ai văzut tu Luca în office? Că am fost adineauri cu Sammy. În office? Da, eram toți. Da. Pe Rodby și pe Clorna. Uuu, și Clorna era în office. Păi da, eu tot am văzut că nu știu că e Clorna. Dați afară pe Clorna. Dar nu eu. Da, uite cum se bate pe mine. Afară cu Clorna. Era în office. Era în office. Era în office. Nu ești dat afară. Că am dat un skip. Ce m-am spărie, mă. Nu știu cine e, Clorna sau Luca? E Luca. Rodby n-are cum. Luca sau Clorna, Luca sau Clorna. E Luca, e Luca. Hopa. L-am găsit. L-am găsit. Hai, salut, Zasari. What? L-am mai găsit odată. Ok, m-am gândit mai bine, m-am gândit mai bine. Rodby n-are cum să fie. Nu cred că am stat mult timp cu Rodby. Okay. Eu și Sammy am stat cu Rodby mult timp. Da, deci ori Luca, ori Clorna. Dacă, fii atent, Rafa, ascultă un pic. Dacă zici tu, bă, deci ești sigur, bași mâna în foc că nu e Rodby, da? Dacă eu am stat numai cu Rodby și Rodby a zis că nu sunt eu, cine mai rămâne? Exact. Clorna? Eu o singură persoană. Romeneața, ascultă-mă și fii atent cum se pune e contra mine. Din prima rundă. Cred că ești Chester. Eu! Posibil! Nu spun nu. Da, din prima rundă am spus că e Clorna. Hai să-l dăm afară. Papa! Rodby! Ascultă-mă și mai mămică! Că nu sunt eu. Prima parte e pentru că nu știu de ce, da? Boys, nu sunt eu, nu. Băi, eu nu am încredere în Luca. Adică, fii atent, vreau să vă zic ceva? Eu am o teorie. Clorna, eu cred că vrea să dea gestor acum ca să se scape. Da. Și n-a fost acuzat și în prima rundă. Băi, dar eu cum să mor? Cum să fac cu tătă jucularea la 8-15 oameni lângă mine? Nu, e Luca, băi, uite că arde cu făcăra mort! Pe Luca! Clorna! Clorna! Fii atent, Romei! Nu! Votăm Clorna! Rodby a dat cu subsemnatul că nu sunt eu. Da, deci eu, bă, Luca e fratele meu. Deci, ai votat nu, Luca, am strategia mea, Clorna. E Luca și Insanity. Ei, no way. Îl omor, îl omor, îl omor pe Luca, îl omor pe Luca, îl omor pe Luca. Îl omor pe Luca. Bă. Am anunțat din timp. Îl gătesc pe Luca. Dacă nu e Luca, e Clorna și aia e. Nu înțeleg cine e. Vine un coace Luca că te gătesc efectiv. Insanity nu ești pe mut. Let's go, boys! V-am zis! Deci bine! V-am zis dinainte! Când? Hopa! Bun, deci fii atentă, Romania Chan. Eu sunt protectorul acestui match. Da. Yes. V-am și salvat și de la Sky Jocuri Horror și de la monstrul de Luca Luca. Luca Luca. Așa, foarte bine. Am știut eu, boys! Bun, mai rămâne... Clorna mustăciosu cu perii aia pe țeavă. Așa? Dar nu-mi da, deci... What? Romania Chan era evil guesser? Romania Chan era evil guesser, cred? Ce? Și-a ghicit? Wow. Ei, ai murit, nu mai voie să vorbești, gen. Wow. Cineva a murit. Trebuie să dai pe mut, Romania Chan, că ai murit, gen.
Ai, ok, Romedia, ce ai murit? Că ori ți-a ghicit cineva rolul, gen un evil guesser, ori ești tu evil guesser și ai ghicit rolul cuiva. Dar vorbim după, ca să rămână okay. Așa mister. Okay. Bun, chiar n-am idee ce s-a întâmplat. El în mașină. Ăla cu mașină? Eu am stat cu toată lumea, Luca mi-a dat. Oh my god. Ok, doi impostori n-au cum să mai fie. Să încheia meciul dacă mai erau doi impostori. Da. Bun, mai e unul singur. Dacă votăm greșit, e papa meciul. Deci am stat cu Luca tot timpul. Mi-a dat vouch. Nu mă cine mai are task-uri? Cine mai are task-uri? Eu l-am terminat. Fantoma. Nu te supăra. Eu mai am task-uri. Vii cu mine, Clorna, să fac task-urile. Nu te supăra, veniți da. Cu mine să fac task-uri. Nu te supăra. Ăla a fost impostorul. Fratele meu, de moară. Boys! Boys! Eu-mi dat skip. Nu, ăla cu mașina. Eu-mi dat skip. What? Ăla cu mașina. Nu, bă, eu-mi dat skip. Bă, dar să-ți bolunzi. Faceți mișto, mă. What? S-a terminat. E ăla cu mașina. Dați-l afară. Ia over. Ba nu e over. Nu e over, că l-a murit pe Rodby. Fugi, bă! Insanity? Oameni, ce meci, mă! Oameni! Bostechiu, Rafa! Era mă rog! Dacă era meciul, Rafa! Rafa, mă scoate pe mine! Nu mai zi nimic! Luca! Bă. Wow. Clientul lui Luca era Rodby, mă, care era impostor. Bă, deci de am dat cu shield-uri de la medic, deci v-am rupt în două. Deci i-am dat lui Sanity. Opa. Cu Daniel și Insane90 Morphling. Mamă, să vezi ce mă fac direct. Direct Clorna mă fac. A, te-ți dau sample. Mă, ce? Te-ți dau sample pe Clorna. Hai. Gata. Fii atent. Nu mă omor Insanity că o să fie tare rău de tot ce se întâmplă aici. Ia, fii atent aici. Fii atent. Ia. Fii atent. Bă, m-a văzut, cred! Mă, ce-a fost asta aici? Nu! De ce arăți mă răciri sunt mustăți? M-a văzut! Cum a dat Rafa reportul că eu l-am dat? Stați un pic, oricum ce să zic. Cred că s-a bugui, sau? What? S-a bugui când te-ai transformat în Clorna, Rafa? Ratonașu! De ce era Ratonașu? Bă, erau două persoane acolo, era Rafa și Insanity, cred, și eu am dat report. Eram eu. Eu n-aveam cum să fiu. Ok, deci Rafa și Jakey și eu am văzut corpul lui Sami, am dat report pe el și într-o dată a dat Rafa reportul. Ce? Stați un pic așa, să vă zic eu ceva de tovarășul meu, Rafa. Și cine era lângă tine? Ia zi. L-am văzut pe tovarășul meu, Rafa, cum a făcut mare chilan și după s-a transformat într-un Clorna. Așa vă zic. Cine era lângă tine? Cine era lângă tine? Am văzut cum se trage. Nu mai știu cine era. Era Rafa și Jakey, cred. Am văzut tot ce am văzut. Meciu. Zi Jakey. Cred că era și Dani, dar nu sunt sigur. Cred că era și Dani lângă noi. Eu vă zic doar să fiți cu ochii pe Rafa și Morty. Dani, nu mai minți. Nu cred că era după camere. Bă, nu eram pe camere. Nu eram pe camere, dar eu vă dau un tip post ăla corect. Păi și de unde? Da, e corect, invocat. Asta ce e. Nu vă dați pe nimeni, că suntem mulți. Prieteni! Mă mai zic o dată. Prietenii mei! Nu mai vorbiți, bă, oameni buni. Stați, mă, un pic. Dani, dacă l-ai văzut pe unul care era Rafa și s-a transformat în... Adică Clorna s-a transformat în... Da, și... Valoros este că avem un impostor care e Morphling. Atâta, dacă nu a fost Rafa. Da, foarte dar valoros. Mulțumim mult, Dani. E bun, că știm că avem pe cineva. Păi da, ai țipat Tomeciu și puteam să ne dăm seama cine era aici. Deci e Rafa, man. Te pup, Dani. De unde e o iară? Bă, nu pot să mai dau Morphling. Fii atent, nu mai dau Morphling. Ok, meciul ăsta, runda asta o jucăm clean. Cred că Jake e lawyerul meu, cred că aia e faza, de-aia este după mine. Which is nice. Bă, o să fac troll cu Clorna, dar m-au văzut ei acum și nu mai pot. God damn it, man. O să joc clean. Deci Danny Den e spy.
Mă fac chiar clona. Spargi de râs. Deci trolez maxim meci ăsta dacă mă fac chiar clona. Ia. Ok. Unde l-ai găsit pe Dani? Da. Daniel! La Oxygen. La Oxygen. Okay. La Oxygen l-am găsit. Ah, dar trebuia să întreb prima dată cine era la aia. După ce s-a adus ce prost sunt. Sigur îți zicea. Cine, Jakey? Păi... Așa se face! În zona Oxygen eu eram, dar n-am văzut pe nimeni. În zona Oxygen eu eram. Erai jos? Eu asta cu Skyrim de asta. Înseamnă că a fost vent. Adică Rafa și cu Clorna au venit din partea la laborator, nu? Deci eu v-am văzut la security și după am coborât pe Oxygen. Bă, dar eu și cred că aveți cu Rafa, că am stat tot miciul lângă el. Ce aveți cu Rafa? Hai să zic, da, știu că au venit. Deci ești lawyerul lui, opa! Să înțeleg. Nu uitați că doi impostori Jake și putea să facă doi impostori prin meciul ăsta, dar data trecută Dani Den a fost clar că Rafa e și Rafa s-a transferat în mine. Deci eu nu sunt impostor clar. Bă, deci la security erau doi și eu am coborât la security. Și invers, Clorna. Noi poți să fie și invers, da, gata! Noi putem să luăm pe excluderea. Eu vă zic că a fost vent acum și gen... Putem... Ce râde, Clorna? Gândi la gratonul, gândi la gratonul să ne zică. Cine era la security? Asta vreau eu să știu. Eu cu Jakey eram la security. Am trecut pe lângă voi la security și m-a dus la Oxygen jos. Da, ok, nu, și asta da, zic că noi putem să luăm prin excludere. Voi, voi vă luați iar după chestii care nu contează. Vedea Clorna cu Rocean. Nu știu unde... Mama, nu știu unde... Ce trolesc ai. Dani Denlo a acuzat maxim pe Rafa și pe mine să zice că m-am transformat, da? Da, nu da. Uitați de main-ul mainilor. Rafa e super, 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 super. Bine, mă, bine, gestere, am înțeles, da? Bine, mă, gestere. Cum îți gestere, măi, mă, că eu știu! E Rafa! Moi, măi, mă! Moi, mă, mică, ce ești? Noi, mă. Că sunt znici și te aflu, stai așa. Hai, da, Doamne, te doare capul. Vreau să-l trolez maxim pe Clorna, dar nu pot, bă, că m-au prins în prima rundă. Trebuia să-mi dau venda, n-am gândit-o, mă. N-am gândit-o în prima rundă, n-am știut ce să fac și am dat throw. Trebuie să aștept să se facă sample-ul. Ia de viață. Nu vreau să trolez, mi-a nu mă interesează. Fac win. Trebuie să-l văd direct pe Clorna. Alo. Yep, era Rafa, era Rafa, era Rafa. Era Rafa. Era Rafa să trolez. Era Rafa, da. Eu n-am apucat să trolez. Dacă era Rodby impostor, înțelegeți. Deci e Rodby, da? Dacă avem no, MVP, a murit. Rodby clar impostor 100% la voz. Nu era Rafa, crede-mă că era el, era Rafa. Deci la faza asta. Eu l-am omorât pe Rafa. Și de ce ai dat report? De ce ai dat report instant? Pentru că eu l-am omorât. Bun, deci dăm pe Rodby. În șerifi. Șerif cretin. Bun, știu, organizați. Ce bună vorbește. Zici, mă, Rodby? Dați-l afară, că nu știți vorbesc. Cum să zici, Rafa, pe jos, acolo, că e gheață, jos, pe jos, hă? Ce se întâmplă, bă? Opriți-vă un pic, opriți-vă un pic. Dacă ați spus că e Rafa tot meciul și eu l-am omorât acum, da? Nu știu, că nu e. Tu ești. Tu ai vrut să scuzi acum, e simplu. Oricum aveți doar două voturi. Ați auzit de șerif? Era lui el, bă. Hai, mă, șerifule, lasă-ne. Chiar din că Sinar aproape face task-urile. Și Clorna 100% gestor. Clorna, cum pe mine? De ce pe mine? Dă-mă rog, deschip. L-am omorât de față cu toată lumea, sunteți. Da, mă, te credem, da. De schimb, făceam troll. Da, mă, hai afară. Da, făceam troll, lasă-mă să afară. Dacă nu-l votam pe Nociv. Dizva n-am făcut troll. Bolund, sunteți bolund. Bă, nu, 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 Clorna, gestor, clar. Ce rău îmi pare că nu m-am transformat în Clorna, mă. Ce rău îmi pare. Chiar îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Na, am vrut să fac mai mult troll de atât, dar am dat fail în prima rundă masiv. Vreau să-l trollez maxim pe Clorna, bă, maxim îl trollam. Ieșea runda asta haos. Dar n-am apucat, mă. Altă dată, mai jucăm. Ok. Cred că s-a făcut un kill de la crewmate, că e cu albastru. Bă, dar lăsați-ne să facem task-uri. Jake l-a omorât în fața mea. Jake l-ai omorât în fața. Jake e pursuer. Clorna unde era în momentul ăsta? Stai, nu, Ciobane, stai, ascultă-mă. Nu e Clorna. Cine e pantresita cu mâna pe inimă? Pentru că domnul dumneavoastră primar din oraș vede cine votează și când a votat pe Rafael, singura care a votat a fost Andresita. Jake apară. Nu sunt eu, deci Sky, l-ai omorât în fața. Sky a omorât greșit. Eu l-am văzut pe Jake. Pot să vă zic ceva 10 secunde și gata.
Unul la mână, Jake i-a dat cover-ul lui Rafa vreo două runde la început. Doi la mână, Jake era acum la corp și nu a venit înspre să-i dea report, gen se învârtea în zona aia. Asta zic. Ok, și Clorna, de ce a zis? Stați un pic, Clorna, de ce a zis că a votat Andresita, doar Andresita a votat pe Rafa? E gestor, își bate joc. E gestor, cred că. Mayer și văd totul, boys. Am o zi de show, I'm welcome. Păi da, mă, dar că a votat asta nu înseamnă 100%. Nu știu, eu cred că e Andresita, cred că e Andresita, sincer. Ok, Nocivanu, clar. Da, eu sunt, da. Nocivanu, să nu dăm trău la voci să te deci stai, au omorât greșit. Sau hai, skip mai bine, cred că skip. Hai, skip după ce au votat toți. Hai că skip dacă nu-i Jakey, e Nocivanu 100% că da, eu sunt, eu sunt, da, da, da. Mustățile. Gata! Deci, ce ați votat? Jakey. Deci toată lumea au ochii săracu. Dacă în stare de câștigă e regele. Deci Sky, au omorât greșit. Cel mai ușor meci de șerif. Și să fie Jester. V-ați prins ce a făcut? Acum, plot twist-ul. Deci Sky... Nu mai dau pământ. Deci au omorât în... Doar o să sparg un monitor hai, și... Hai. What? Hai, cu hai monitorul, sparge-l. Ok, Sky a vrut să omoare un impostor, a omorât un crewmate și a murit el, a murit Sky. Înțelegeți ideea? Și s-aude, mă. A auzit o rață. Aia a fost toată chestia, a fost dat afară și Jake. Andresita e sus, deci Insanity chiar are... șansa să facă win. Opa. Ia, de ce a murit? Andresita l-a omorât în direct. Nu, nu l-am omorat. Andresita a venit la cred. Ia Andresita pentru că era. Mamă, și cine le tăguit? Era ori Andresita, deci era ori Andresita. Nu. Vă zic cine, cine a stat lângă mine, m-am întâlnit cu o singură persoană meciul ăsta și Insanity. Ba, deci, cred eu? Înainte era ori Jake, ori Andresita. Hai să mergem pe Andresita ca să fim siguri. Băieți, băieți, nu, n-are mă cu minte, țineți minte că Rodby zisese că era șerif. Există o șansă mică să fi încercat să dea pe Andresita. Eu m-aș duce mai mult pe mâna lui Sinner care m-ar cupăr. A, Rodby a murit. Eu nu cred că e Rodby, n-are cum, n-are cum. S-a murit singur. Deci am văzut pe Andresita cum l-a omorât și am așteptat vreodată de report. E Andresita, 100%. Eu sunt nici, am încercat să termin ultimul task, l-am terminat, ați dat report, n-am putut să vă pe nimeni. Dar singura persoană... Hai să așteptăm. Ce să așteptăm că o să mori? Păi dacă asta tot dura cu Insanity... Mamă, e perfect. Sinner o să moară și n-am cu... Deci e perfect că Sinner o să moară și el n-a... Gen, Sinner moare și n-apucă să vadă cine e impostorul. Că și-a făcut toate task-urile caznici. Andresita. De ce să mergem pe Andresita? Păi că nu, așteptăm, cine? Deci așteptăm să... Eu cred că e Andresita, dați un pic. Dacă nu e Insanity, mă scoateți pe mine tura viitoare. Deci dați pe Insanity. Eu nu cred că e Insanity, cred că e Andresita. O să vă zic eu. Dați pe Andresita, bă! Dacă moare și Insanity și moare și Sinner, Andresita face easy win. Direct l-au omorât în față. E Insanity cu Nociv. Nu, e Andresita, 100%. Nu, e Insanity, că Sinner n-are cum să greșească. Da, să voteze Insanity. Da, e clar. Uuuu! Nu, dar vede Sinner, vede Sinner! A, nu vede Sinner, că moare! Mamă! Nu pot să cred. A fost huge asta, a fost huge. Sinner moare, nu mai vede cine e impostorul. Încuiem office. O să vrea să dea emergency Andresita, nu o lăsăm. Andresita rămâne aici, ar trebui healerită. Ah, a făcut inginerul, mă. Hai să facem sabotare. O mișcare inteligentă. Stați așa, vă rog. Eu sunt primar, da? Okay. Și boys, din spate l-am miros să bă, ești cu cuțitul în mână fugit după mine runda asta. Ai ceva de zis? Cine? Zii, măi, mă, cuvețelare, de sub mine cu zâmbetul pe buze, zii. Hai că da. Te-aș fi omorât, o apărut și te-aș fi omorât, Clorna, te-aș fi omorât, aveam timp. Nu e maratonel, că am stat șoc cu el o grămadă. Nociv i-a dat prea mult clear lui Insanity și eu chiar îl crepă Sinner când a zis că a fost numai cu Insanity. Eu, deci clar Andresita, eu am votat Andresita direct. Hai să scoatem pe Insanity tura asta și după viitoare, da, că Nociv e 100% gesture. Nu votați. Bă, când o să aveți facecam de oameni, nu vă mai votăm. Dar dacă sunteți din ăștia cu animale... Nu, deci e Andresita, e Andresita. Clorna, ai încredere, e Andresita. Ai fugit ca mama după mine! Nu să fug eu după tine! Nu e mutăcilă! Clorna nu vota iurea, votează. Clorna votează Andresita, cu încredere. Clorna, cu încredere, Andresita, te-aș fi omorât. Grădinița în grupa mică. Clorna, n-ai credere, mustăcilă. Băi, problema aici că sunt între două tabere! Stați! Insanity, puteți să pe Insanity să-l scoatem. Andresita, dacă ești tu cumva, cred că... Nu, n-are sens.
Efectiv, nu, chiar n-are sens. Nu, i-a îndresit, ai Clorna. Ce simplu am văzut cum l-a omorât efectiv. Când o scoate s-a câștigat, e simplu. Clorna, da, eu zic că e îndresita. Mustăcilă n-are cum seca asta cu el 3 runde. Clorna a fost... Mustăcilă. E îndresita, vot pe îndresita, crede-mă. Noiba! Asta este. Dar nu știu cu Insanity au votat. Deci chiar nu știu, s-a pierdut. A încercat bine Insanity. N-a votat. A încercat bine Insanity, s-a descurcat. Yeee! Bă, îmi pare rău, Andrei, dar era deserve de prima rundă. De ce nu m-ați votat? Întrebare de ce m-ați votat? Bă, ești nebun. Bă, m-ai prins bine, Rodin. Bă, ești nebun. Bă, când zice Sinner ceva... Îmi pare așa rău că am vrut să-l trolez maxim runda asta pe Clorna, că era Morphling. Dar m-a omorât Rodby.